Vă salut cu pacea Domnului și rugăm Domnului ca momentele care le petrecem împreună să fie de folos pentru noi toți. O oarecare ocazie, Domnul Hristos a semănat împărăția cerului cu un năvod. Și spunea că acest năvod, care este arătat în mare, prinde în el tot felul de pești. Dar versetul următor vine și lămurește ce se întâmplă mai departe. După ce s-a umplut, ce pescari îl scot la mar, șed jos și aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngeri vor ieși, vor despărți pe cei rei din mijlocul celor buni. Dar până vom ajunge acolo, astăzi se face o lucrare. Și din studiul care îl vom parcurge, rămâne să ne alegem fiecare ce fel de pește putem fi în acel năvod care împărăția sau Evanghelia a prins în las. Am ales două exemple cunoscute de noi toți. E vorba de doi bărbați care au fost ucenici ai Domnului Hristos între cei 12 chiar. Care unul s-a dovedit în final a fi bun, iar altul mai puțin bun. Voi începe cu cel mai puțin bun și voi încheia cu cel care s-a dovedit a fi bun. Înainte de a aminti numele Lui, aș vrea să vă amintesc câteva fraze din Hristos Viitorul, care spune în felul următor. Întotdeauna, deci numai în timpul ucenicilor, întotdeauna și în timpul nostru, au existat două categorii printre aceia care mărturisesc ca fi urmașii lui Hristos. În vreme ce o categorie cercetează viața Mântuitorului și caută să-și corecteze defectele ca să se conformeze modelului, cealaltă categorie ocolește adevărurile simple și practice care pun în evidență greșelile. Întrebarea pentru mine este, în ce categorie faci parte? Fac parte eu sau nu? Spune că o categorie cercetează viața Mântuitorului și caută să-și corecteze defectele acolo unde vede că are de corectat. Iar cealaltă categorie ocolește adevărurile care scot în evidență viața Mântuitorului și pun în evidență greșelile. De câte ori studiem Cuvântul Dumnezeu, ce suntem tentați să facem? Când ai deschis Scriptura sau mărturia, pentru ce ai deschis? Sau pentru ce am deschis? Ca să îmi oglindesc viața în ceea ce eu citesc? Să compar ceea ce eu citesc cu viața mea și să văd unde am lipsuri? Sau să compar ceea ce eu citesc cu viața altă? Nu vi s-a întâmplat de atâtea ori să deschideți Sfânta Scriptură sau mărturia, să căutați în ea niște argumente să descoperiți, uite, acolo e greșit cu tare, acolo e greșit cu tare, acolo am greșit cu tare. Și am să-i citesc, cu ocazie, anume. Mă va pune frate să răți o predică sau să răspund la o lecțiune. Și atunci o să prezint ceea ce eu am citit ca să vadă că, într-adevăr, este greșit. Dacă în felul acesta am studiat Cuvântul Dumnezeu, cred că am reușit.
De aceea trebuie să avem în vedere chiar și atunci când studiem Cuvântul Dumnezeu, cu ce scop studiem? Ca să ne îndreptăm viața noastră sau să căutăm argumente să corectăm pe alții? Haideți să vedem, am spus, sunt două exemple. Primul exemplu e vorba de Iuda. Cum a ajuns Iuda în acest cerc de 12 ucenici? În Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37, spune: pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Știi că tu și ceilalți uceniți au venit invitat de Domnul Hristos. E, Iuda, pe deosebire de ceilalți, a venit neinvitat, s-a auto-invitat el. Și știm ce răspuns a primit din partea Domnului Hristos. Chiar l-a avertizat din răspunsul care a dat, că ceea ce el urmărea, nu va găsi la Domnul Hristos. Cu toate acestea, cu Cuvântul Dumnezeu spune clar, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Și dovadă că pe Iuda l-a acceptat așa cum era. Și Cuvântul Inspirat spune că Iuda se alăturase ucenicilor atunci când mulțimile urmau pe Domnul Iisus. Învățătura Mântuitorului a mișcat inimile lor în timp și asculta uimiți cuvintele lui rostite în sinagogă, la marginea mării sau pe munte. Iuda a văzut pe bolnavi, pe stiloși și pe orbi, venind de număr mare la Domnul Iisus din orașe și sate. A văzut pe muribunzi aduși la picioarele sale. A fost martor la minunile Mântuitorului manifestate în vindecarea celor bolnavi, în eliberarea de demon și învierea din morți. A simțit chiar în persoana sa dovada puterii Domnului Hristos. A recunoscut învățăturile Domnului Hristos ca fiind superioare tuturor celor învățați din vremea aceea. Și ce mai important, îl iubea pe Marele Învățător. Auziți, îl iubea. Nu avem doar pentru interes. Îl iubea chiar. Și dorea să fie cu el. Avea dorința să fie schimbat în caracterul și viața sa, nădăjduind să experimenteze acest lucru prin legătura sa cu Domnul Hristos. Asta și m-a gândit prin comparație cu noi. Și noi declarăm, da, vreau să fiu cu Hristos, vreau să fiu ca și Hristos, îl iubesc pe Hristos. Iuda îl iubea pe Domnul Hristos. Așa spune Mărturia. Hristos vine al lumii 598 ani. Ce ziceți? Am putea fi și noi să împărtășim acest caracter al lui Iuda. Fiecare, dacă ne cercetăm, n-am vrea. Eu n-aș vrea să fiu un Iuda. Cred că nici n-au să fac. Și nimeni n-ar vrea să fie. La rândul lui Domnul Hristos, cum s-a comportat cu Iuda? Că îl cunoștea. Și știa că în final o să-l vândă. Am găsit scris în Educația, pagina 84, în felul următor. Înainte să citesc textele acestea din Educația, aș vrea să vă citesc ultima parte în versetul 3 din Isaia 42, care spune: trestia frântă nu o va zdrobi și mugul care mă arde nu-l va strânge. Deci acesta este Domnul Hristos. Vedea în Iuda o trestie, vedea o mâncare, dar nu l-a respins. Și să vedeți cum s-a comportat. Între cei 12 ucenici, 4 aveau să joace un rol preponderent. Care? Iacov, Ioan, Petru și Iuda. Aceștia alcătuiră obiectele grijii cele mai mari ale lui Hristos. Și i-au primit cele mai
dese și mai atente îndrumări. Iuda îl iubea, așa spunea, îl iubea pe Domnul Hristos. Și dorea să fie cu Hristos. Avea dorința să fie schimbat în caracter și în viața sa prin legătura care urma să o aibă cu Hristos. La rândul lui, Domnul Hristos, pentru cine dedica mai mult timp? Dintre cei patru se afla și Iuda. Și lui căuta să-l scopiască, să-l ajute, să-l îndrume, să-l corecteze. Și ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns ca Iuda să piardă această avantaj? Care a fost trăsătorul de caracter care predomina viața lui Iuda? Și ieșea așa în evidență, repetator. În Hristos, Lumina Lumii 598 spune, din fire, și aș vrea să fim atenți ca nu cumva această trăsătură să fie și în viața noastră. De aceea amintim viața lui, că n-are rost să știe ce s-a întâmplat cu Iuda, dar ca un semnal pentru noi. Din fire, Iuda avea o puternică inclinație spre iubirea de bani. Dar el nu fusese totdeauna atât de corupt ca să poată face o faptă ca aceasta de a vinde pe Hristos. El nutrise spiritul cel rău al avariției până când acesta a devenit motivul dominant al vieții sale. Deci nu devii așa deodată vânzător al lui Hristos. Sau să fii cuprins de această parte. Nu. Treptat. Slujindu-i pe alții, Iuda ar fi putut să-și dezvolte un spirit neegoist. Dar deși asculta zilnic învățăturile lui Iisus și observa viața lui lipsită de egoism, Iuda și-a permis, în schimb, o înclinație spre avariție. O înclinație. Nu trebuie mai mult. Doar o înclinație. Nu devii păcătos așa, bă, da. Doar un pic, un pic. Azi, un pic, mâine. Iarăși, poi mâine, iarăși. Peste un an mai mult, peste 2 ani, peste 30 de ani. Și te afli deodată în fața faptului, bă, ce-i cu mine, ce s-a întâmplat? De ce am ajuns aici? Unde s-a pornit? Care a fost început? Înclinația. Putea Iuda să poată fi schimbat? Ce ziceți? Avea Hristos puterea aceasta să-l schimbe pe Iuda? Avea. Și nu i-a vedea cum au schimbat și pe alții. Care a fost problema de nu a putut Iuda să fie schimbat? Tot în Hristos Lumina Lumii 234 spune, în loc să meargă în lumină, Iuda a ales să-și păstreze defecte. Unde este în evidență defecte? Atunci când ești în lumină. Când aprinzi becul, când te uiți în oglindă, atunci îți vezi defecte. Până atunci totul e ok. Tot e bine. În loc să meargă în lumină, ce a făcut Iuda? A ales ce? Întunericul. A ales să-și păsteze defectele. A cultivat cu plăcere dorințele rele, patim, fiind de răzbunare, gânduri negre și urâte. Haideți să ne gândim la noi. Noi ce cultivăm? Ce cultiv eu? Ce cultiva Iuda? Dorințe rele, patim pline de răzbunare, gânduri negre și urâte. Până când Satan a pus stăpânire pe el. Ce s-a întâmplat? În final, Iuda a devenit reprezentantul cui? Al lui Hristos? Nu. Vrăjmașului lui Hristos. Când a venit să se unească cu Iisus,
Avea câteva trăsături de caracter prețioase, care ar fi putut ajunge o binecuvântare pentru biserică. Dar de ce n-a reușit Iuda? Tot ai spune. Dar și-a înăspit inima atunci când i-a fost arătat defectele de caracter. Deci avea unele trăsături bune în inimă. Era încărturat, era apreciat chiar de ucenici. Tot se gândea că primul o să fie Iuda după Domnul Hristos. Nu se gândea niciunul dintre ceilalți un specie că ei o să fie. Iuda era pe primul și apoi după el urmai. De ce n-a putut Iuda? Spune aici. Când i s-a arătat defectele, ce s-a întâmplat cu inima lui? S-a înnăstit. A refuzat să primească. Ce facem noi când ni se pun în față, în lumina adevărului, defectele noastre? Suntem gata să acceptăm? Da, Doamne, aici am greșit. Aici am nevoie să mă îndrept. Dăm putere ca să fac lucrul acesta. Sau sunt gata să înnăspesc inima. Să refuz. Să mă pocăiesc. În istoria faptelor, apostolilor, ce Iuda nu era insensibil față de frumusețea caracterului lui Hristos. Și deseori, când asculta cuvintele Mântuitorului, sentimentul vinovăției îl stăpânea. Dar el nu voia să-și umilească inima sau să-și mărturisească păcatul. Te cuprinde sentimentul vinovăției. Te întâlnești cu Hristos în cuvântul Său și aici nu stau bine. Dar e suficient că te-a cuprins acest sentiment și nu continui mai departe lucrarea. Ce urma să facă? Nu voia să-și umilească inima. Deci ce ar trebui să facem noi? Atunci când ne cuprinde sentimentul vinovăției. Să ne umilim. Și mai departe să-și mărturisească păcatul. O altă lipsă a lui Iuda. El nu dorea să sacrifice propriile sale idei pentru a primi înțelepciunea dumnezeiască. Iuda n-a ajuns acolo încât să se predea pe deplin Domnului și el nu s-a supus puterii divine în mod de la toate. Deci ce se înțelege? Că o parte s-a predat. Dar nu pe deplin. Întrebarea pentru noi astăzi. M-am predat pe deplin Domnului. Suntem predați pe deplin Domnului. Ce se întâmplă dacă nu te predai pe deplin? Care va fi rezultatul? Același. Calul. Și am spus, nu vrem. N-am dorit să avem soarta lui Iuda. N-am venit aici ca să ajungem ca Iuda, să finalizăm viața în casă lui, ca și al lui Iuda. Și o altă idee, din Hristos Lumina Lumii 601, Iuda s-a hotărât să nu se unească atât de strâns cu Hristos. De ce? Încât să nu se mai poată desface. N-are rost să chiar atât de strâns. Dacă cumva asta o fi ceea ce spun ăștia, un înșelător. Așa spunea mulțime. Un înșelător. Conducători. Așa spunea. Un înșelător ăsta. Să stai eu, să am așa o rezervă. Dacă cumva o avea pe toate ăștia, și eu stare să pierd. Iuda s-a hotărât să nu se unească atât de strâns cu Hristos. Și în final, am văzut care a fost lucrarea lui.
și finalul vieții. Prin comparație, trecem la polul opus, tot unul din ucenici, tot cu același literă începe, e vorba de Ioan, care și el nu era lipsit de greșeli în caracterul său. Și nu greșeli sau defecte simple de corectat, destul de pronunțate. În Hristos Lumina Lumii 235 spune ce că toți ucenicii aveau defecte însemnate atunci când Iisus i-a chemat la slujire. Chiar și Ioan, care a fost în mai strânsă legătură cu cel blând și umil, nu era din fire blând și binevoitor. Când a venit la Iisus, orice manifestare de dispreț față de El deștepta indignare și spirit de ceartă. Auziți? Iritabilitate, dorință de răzbunare, spirit de critică. Te regăsești în acest caracter? Există în viața noastră acest spirit de critică? Spirit de ceartă? Dorință de răzbunare? Se regăsește de nenumărate ori în viața noastră. Poate toate, poate unele dintre, poate una. Este speranță? Da, este. Toate se găseau la ucenicul cel iubit. Toate acestea. Nu, toate. Era mândru și ambiția lui era să fie cel din tâi în Împărăția Lui Dumnezeu. Ioan nu avea un caracter fără greșeli. El și fratele său știm cum era și recunoscut. Ca fiii tunetului. Vorba de Iacov și Ioan. El numai că era mândru, dornic de afirmare și ambițios după onoare. Era impulsiv, era plin de resentimente. O fire rea avea Ioan. Așa descrie Cuvântul Dumnezeu. Este speranță pentru oamenii aceștia ce zic. Mare rău să mai viu la adunare, să mai mă rog, dacă mă regăsesc în una din aceste defecte care le avea Ioan. Există de multe ori gândul acesta. Ce răstar să mai mă rog? Uite, de atâția ani tot mă rog pentru greșeala asta și n-am reușit să o depășesc. De atâția ani vreau să fac lucrul ăsta în viața mea și nu reușesc. Și vine vrăjmașul și șoptește. Nu mai încerca. Abandonează lupta. Nu vezi că nu ai putut. Nu vezi că nu poți să faci nimic. Ce să facem? Să abandonăm? Haideți să vedem ce a făcut Ioan. În Istoria Faptelor, pagina 449, spune Ioan s-a agățat de Hristos așa cum se agață vița de vietăra. În schimb, ce a făcut Iuda? Vă aduceți aminte ce am citit? Ce s-a întâmplat cu Iuda? Și el s-a hotărât să nu se unească atât de strâns cu Hristos. Ca nu cumva să nu se mai poată despărți. Ce-a făcut Ioan? Care, am putea să spunem, avea mai puține. Iuda avea un singur păcat sau greșeală. A cultivat spiritul avariței. La Ioan, n-avea, era sărac, n-avea spiritul acesta, dar avea mai multe. Spirit de critică, dușmănea, ura. Un spirit rău avea Ioan. Fie tune, răzbunător. Ce-a făcut? Cum a putut? Spunea că Ioan s-a agățat de Hristos la fel cum s-a agățat via de arat.
Pentru învățătorul său, el a înfruntat curajos primești de astfel de judecată, a zăbovit lângă cruce și la vestea că Hristos a înviat, el s-a grăbit la mământ. Și râfna sa l-a întrecut chiar și pe înflăcratul pe. Știm că la mământ cine a ajuns primul? Și aș vrea să închei cu secretul puterii de transformare în viața lui Ioan și aceasta se poate realiza și în viața mea și în viața dumneavoastră. Întâi Ioan, capitolul 1, versetul 2. Pentru că viața a fost arătată. Și noi am văzut-o. Și mărturisim despre ea. Și vă vestim viața veșnică. Viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deși am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi, să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și viața a fost arătată. Ce viața a fost arătată? Viața Domnului Hristos. Și ce s-a întâmplat cu Ioan? A văzut-o. Și nu că a văzut-o. A insistat cu privirea asupra ei. Și acum, ce mărturisea? Mărturisim despre ea. Vă vestim și vouă viața aceasta. În istoria faptelor apostolilor, pagina 465, spune o astfel de transformare a caracterului, așa cum este văzută în viața lui Ioan, este totdeauna, deci când spune totdeauna, înseamnă că în altfel nu se poate. Și valabil și pentru timpul nostru. Numai pentru timpul lui Ioan, când era trăit ca ucenic al Domnului Hristos. Este totdeauna rezultatul comuniunii cu Hristos. Cât comunici cu Hristos? Cât comunici cu Hristos? Păi, începem cu scuze. Păi să vezi că avem familie, avem probleme, avem... Avem. Și n-avem timp. A cui plan este acela de a nu avea timp? Ce credeți? S-ar putea. A vrăjmașul. El caută să ne ocupe. Timpul în așa fel ca să nu avem timp de comuniune cu Hristos. O astfel de transformare a caracterului, spunea Cuvântul Dumnezeu. Dintr-un om caracter rău, să devii un ucenic iubit. Cei cu cel iubit. Este totdeauna rezultatul